Salutări de lumină, suflete dragi și frumoase! Bine v-am regăsit din nou la o nouă meditație ghidată. Această scurtă călătorie mentală te ajută să deschizi fereastra sufletului și să topești de acolo tot ceea ce nu-ți mai folosește. Îți mărturisesc că și eu trăiesc alături de tine. Toate aceste meditații sunt atât de inspirat când le scriu, când le compun, că uneori aș vrea ca degetele mele să transcrie, tot la fel de repede cum le dictează gândul. Iar dacă, acum, dorești să te conectezi în această experiență, în această meditație, am să te rog să te așezi cât mai confortabil într-un spațiu în care să nu fii deranjat pentru următoarele minute. Doar încearcă să te relaxezi cât mai profund și lasă-te ghidat cu multă încredere de vocea mea. Acum, inspiră profund, expiră prelung pe gură, relaxează-te, simte-te cât mai bine. Închide ochii dacă nu cumva ai făcut asta deja. Fiecare respirație îți aduce din ce în ce mai multă lumină în corp, energie pură, esențială. Pe expirație, lași să plece toate rezidurile interioare. Sunt suficiente câteva respirații. Inspiră și expiră foarte bine și parcă simți că corpul tău devine din ce în ce mai ușor. Apoi, coboară mintea în inimă prin intenție. Imaginează-ți că acolo se află o încăpere. Este încăperea ta secretă la care numai tu ai acces. Deschide ușa și intră. Câtă lumină este? Cum arată acea cameră? Parcă ai mai fost acolo. Ți se pare cunoscută. Dacă nu este suficientă lumină, închipuiește-ți că o aprinzi. Dacă dorești să o mobilezi, ești liber să o faci. Este camera ta. Este locul unde poți să mergi numai tu și niciodată însoțit de cineva. Este locul care îți permite să explorezi lucruri la care nici nu te-ai gândit. Astăzi îți propun să arunci o privire în oglinda care se află pe peretele din fața ta. Această oglindă pare specială. Așadar, te apropii mai bine și constați că este adevărat. Când privești în ea, îți reflectă o altă imagine a ta, însă nu una obișnuită. Acum te afli tu cu tine, față în față. Întinzi mâna și observi că aceasta pătrunde prin oglindă, ca și cum nu ar exista, și prinde cealaltă mână tot a ta, numai că în momentul atingerii devine una cu mâna celuilalt eu. Nu ai de ales decât să intri cu totul în acea oglindă. Și simți o atracție deosebită să te identifici cu celălalt eu al tău, așa că intri cu totul în oglindă, la fel de simplu cum a făcut-o și mâna ta. Acum nu mai faci deosebirea între tine și cealaltă persoană. Ești tot tu, dincolo de oglindă, deși pare neobișnuit. Acest lucru te face să te simți mai bine ca niciodată. Privești din nou oglinda, care pare că nu ascunde niciun secret de această dată. Numai că persoana care ți se înfățișează înaintea ochilor și care tu știi bine că ești tu, seamănă și nu seamănă cu tine. Este o ființă măiestoasă, care împrăștie lumină în jurul ei. Pare plină de pace,
de bucurie și iubire. Este calmă, zâmbește și pare să nu aibă niciun fel de problemă. În clipa următoare, mental auzi următoarele cuvinte, ca și cum cineva ți-ar șopti cu propria ta voce. Sunt eul tău superior. Sunt scânteia dumnezeirii din tine. Sunt creația absolută născută din creația infinită. Sunt una cu viața. Și știi că este adevărat, pentru că te anunță fluidul magnetic ce străbate fiecare fibră din corp și respiri. Pentru prima dată simți cum aerul este ceva mai mult decât aer. Este însăși viața, este informația, este sursa bucuriei. Pentru prima dată fiecare particulă din tine simte recunoștință pentru că pur și simplu existi. Te privești din nou în oglindă și te accepți în sfârșit ca ființă perfectă. Acum știi că de tine depinde cum te vezi. Acum știi că tu poți să-ți creezi căile pe care vrei să mergi. Acum știi că tu poți alege de fiecare dată. Opțiunea este a ta, ca și experiențele pe care vrei să le trăiești. Este atât de bine să știi toate acestea. Este prima oară când te uiți în oglindă și îți șoptești: ești minunat, ești perfect, te iubesc și iartă-mă că nu ți-am spus-o niciodată. Cu aceste trăiri presărate cu emoții vii, ești hotărât să te întorci. Din acest moment ești conștient că sinele tău superior nu este niciodată despărțit de tine, doar că tu nu ai putut să-l vezi până acum. Energizat și plin de bucurie, deschizi frumoșii tăi ochi, convins că merită să prețuiești fiecare clipă din viața ta. Iar acum, dragilor, misiunea mea ca și ghid în această meditație se încheie aici. Sper că v-a făcut plăcere această meditație și că ați avut parte de conștientizări. Și dacă nu vă cer prea mult, spuneți-mi ce ați simțit pe parcursul acestei meditații în comentarii. Să vă fie cu folos, oameni dragi și frumoși, namaste!